Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Mihai, iar astăzi, la sfârșit de săptămână, început de weekend, îl avem alături de noi pe Sergiu Medeșan, antrenor și manager sportiv. Vom vorbi astăzi despre evenimentele, turneele care vor avea loc în această toamnă sau la început de toamnă la clubul la care activează. După un sezon estival destul de plin și turnee, acțiuni cu copii, cu adulții, să spunem așa că o să-și iau un pic de răgaz în această perioadă, dar vor avea loc în continuare turnee și evenimente. Bine ai revenit, Sergiu, la noi! Bine v-am găsit! Da, după cum ai spus, Loredana, am avut un sezon estival plin. Foarte plin. L-am încheiat cu succes. Foarte mulți jucători au trecut la Break Tennis Club, unde s-au bucurat de atmosferă și sport. Iar acum ne pregătim pentru startul sezonului de toamnă. Da. Cu turneul pentru copii Five to Go Sharing Coffee Cup, care va începe sâmbătă. Pe sâmbătă 28. Aceasta? Da, da. S-au înscris undeva la 40 de jucători. Încă e o vreme un pic schimbătoare. Ne gândim dacă îl facem turneul înăuntru, cu siguranță va fi mai bine. Și apoi săptămâna viitoare vom celebra Săptămâna Europeană a Sportului. Sub sloganul Be Active, Be Break. Unde anul vom acesta, da și... acesta este sloganul. Da. Okay. Da, da, da. Unde vom începe și ediția a doua a programului Unește Inimi prin Tenis. Pentru okay. copiii cu sindromul Down și autism. Ai spus tu la interviul trecut că nu știi când sau când va veți reîncepe din nou această acțiune pentru copii. Asta vara cea trecută nu ați avut foarte multe acțiuni cu copiii cu dizabilități, dar se pare că vreți din nou să intrați așa în forță cu cei mici, să le oferiți exact. Timpul necesar pentru activități. Așa cum am promis că la începutul acestui sezon vom relua activitatea cu cei mici și ne bucurăm. Va fi marți startul, okay. fix de ziua mea. Îți rămân anticipat foarte, foarte bucuros. Mulțumesc frumos! Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru club, acest program. Ne bucurăm să, după cum bine știți, să ne implicăm în astfel de fapte și să vedem copiii fericiți că fac mișcare, fac sport și s-a nimerit să fie fix în Săptămâna Europeană a Sportului, ceea ce e wow. Vă le-ați nimerit așa fără să vreți, exact. Le-ați organizat. Exact, exact. Încă mai trebuie să aranjăm calendarul pentru restul lunilor cu partenerii noștri din București, okay. de la Sportia și Tenis 10. Dar va fi destul de plină toamna asta. Adică... Deci nu vă lăsați. Da. Va fi, presupun că nu la fel de plină precum în sezonul estival. Ba da, ba da. Ba da? Ba da, okay. ba da. Vor fi mai puține antrenamente automat din cauza faptului că na, copiii au ore. Școală, after school și mai departe și automat prima parte a zilei e un pic mai liberă. Deci putem să ne focusăm pe organizare de evenimente mult mai bine, mult mai, bine, mai da. Intens. Ce voiam să te întreb, la turneul de sâmbătă cu copiii, vreau să-mi spui și mie care este limita de vârstă sau câți ani au copiii care s-au înscris la turneul? Cred că cel mai mic participant are 5 ani. Foarte micuț. Da. Și limita este de 13. Ok. Știu că la celelalte turnee limita era de 14-15. Foarte rar 15, dar... Da, foarte rar. Sunt destui copii. Da, sunt împărțiți pe 4 categorii, roșu, portocaliu, verde și galben. Roșu fiind cea mai mică categorie, okay. pentru cei de 5 și 8 ani. Și e destul de distractiv să-i vezi cum joacă pe cei mici pe teren mic, că e un teren diferit. Deci okay. nu e un teren întreg, clar. Nu poate să facă față la distanțele respective. Dar sper să se bucure, să se distreze. Ne bucurăm că vom celebra... colaborarea cu partenerii noștri Five to Go. Țin foarte mult la Radu, care m-am cunoscut în București. I-a fost mentorul meu la o conferință de business și am păstrat legătura și acum colaborăm și chiar sunt fericit că e o colaborare frumoasă. Ies acțiuni frumoase după astfel de, să spunem, se leagă prietenii da. Profesionale, da. Dar cum ne-ai obișnuit, cum i-ai obișnuit pe participanții la astfel de turnee, vor avea premii? Premii foarte multe, okay. ca de obicei. Da. Avem peste 15 parteneri, printre care și voi știți asta, mulțumim pentru colaborare. De asemenea, vor avea copiii Players Party, cu
partenerii noștri Maxi Party, care au animatori profesioniști și vor avea o oră în care se vor distra cu cei mici. De asemenea, dulciuri, pizza, tot felul de... Cum i-ai obișnuit. Cum i-am obișnuit, da, da, da. Asta e și ideea, să socializeze, să-și facă prieteni noi, nu numai să joace tenis și să pună atâta presiune pe ei. E un cumul de senzații, de acțiuni în ziua aceea. Dar în turnee dedicate adulților... Da, în această lună nu o să avem. Ok. Dar în octombrie vom avea doar două turnee pentru adulți, Sportia. Încă nu le-am dat un titlu sau ceva, dar ne gândim. Da. Iar apoi din noiembrie, adică din noiembrie o să reluăm, să facem lunar turnee de adulți. Și de copii. Amatori și de copii, da. Cam două pe lună vom face, una de copii, una de adulți, da. Ca până acum. Ca până acum, da. Da. Vei la două săptămâni, cam unul așa, de, da, dedicat copiilor, unul dedicat adulților. Da. E o perioadă un pic, da, automat fiind vremea de toamnă, ne mutăm înăuntru și trebuie să organizăm mai, să ne organizăm bine pentru... Sunt doar trei terenuri înăuntru. Okay. Și afară spațiu vă permitea să vă desfășurați mult activitatea mai bine, mai okay, da. Fiind cinci terenuri, antrenorii aveau antrenamente la afară, noi făceam turnele înăuntru, era mai un pic mai un puțin mai ușor de manageriat. Acum încet încet ne adaptăm situației și cu siguranță va fi bine, ca de obicei. Important e că se face sport, Sergiu, și da, important e că încă organizați astfel de turnee. Pentru că, cum am mai spus, și sezonul estival a fost destul de plin, așa că presupun că aveți nevoie de puțin timp liber acum, da, deși organizați în continuare. Luna asta, automat, avem doar turneul din weekend și startul ediției 2 Uneștini prin tenis, deci avem puțin timp să ne organizăm pentru ce urmează. Mi-aș dori să văd din ce în ce mai mulți oameni la sport, și în timpul liber, nu numai când e ceva organizat, adică să vedem terenurile pline. Asta mi-aș dori să văd în viitorul apropiat. Îndemn copiii și nu numai să facă sport, e foarte important. Ce este? E sănătos. Fără sport nu mi se pare că nu poți să ai o viață corectă și să te dezvolți cum trebuie. Da, dar astfel de evenimente să știi că sunt binevenite și pe viitor nu se știe. Poate oamenii chiar vor gusta din plin din aceste fapte, acțiuni pe care le faceți. Asta și ne dorim. Și vă așteptăm la Break Tennis Club pentru a vă mișca, pentru a face, a descoperi un nou sport, dacă nu ați încercat tenisul până acum. Și pe voi vă așteptăm. Da. De mult vă zic. Să venim să facem sport. Facem, da. Și poate facem și evenimentul despre care vorbeam în viitorul apropiat, Cupa Presiei. Da, toate se organizează, toate la timpul lor. Sergiu, mulțumim că ai venit astăzi la Focus Press ca să ne povestești așa ce veți face în perioada următoare. Ne-ai povestit ce s-a întâmplat pe perioada sezonului estival și eram sigură că turnele nu se opresc în vara ce tocmai a trecut. Și te așteptăm pe la noi ca să ne povestești în continuare de acțiunile pe care le faceți. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi și vă urăm un weekend minunat. La revedere!